Deși rata șomajului pe întreaga țară a scăzut cu 1%, aceasta rămâne a fi o problemă dureroasă și pentru mulți cetățeni ai raionului Nisporeni. Astfel, peste 1000 de persoane sunt înregistrate în căutarea unui loc de muncă doar în raionul nostru, însă nu se știe câte persoane sunt în căutarea unui loc de muncă neînregistrați. Cu mai multe detalii în acest sens a venit Pavel Mușchei, șef direcției ocuparea forței de muncă Nisporeni. Persoane înregistrate în căutarea unui loc de muncă la direcția ocupare forțe de muncă Nisporeni sunt în număr de 1119 persoane de la începutul anului. Persoane cu statut de șomer sunt în număr de 559 persoane. Cele mai afectate persoane de șomaj sunt persoanele cuprinse între vârsta 30-49 de ani, care sunt 267, și al doilea loc sunt persoanele cu vârsta cuprinse între 55-65 de ani, în număr sunt 255 persoane. Deși mulți se plâng că nu pot găsi aici un loc de muncă, alții au alte păreri. Să mai găsesc locuri de muncă, dar tineretul nu prea are voie să lucreze. Plata care chiar se găsește e foarte ieftină și, nu știu, ori lumea mea l-o dărăm, ori cum, parcă nu era mai activ când eram mai tineri. Și la colhoz ne ducem cu și să găsești cu și să putea, dar am un număr. Poți să-l găsești unde, ori la un magazin, ori la un restaurant, găsești de lucruri și ori mă lucrează mult, asta vreo câteva zile, nu știu cât acolo, și pe urmă ori nu le place, ori nu știu ce, să le apătă, să duc în altă parte. Ca la Italia, ca și pe unde. În orașul Nisporeni este ușor de găsit muncă, numai dacă îți place cu adevărat ceea ce vrei să faci pentru societate, în primul rând, și pentru tine. În primul rând, multe persoane s-au dus psihotare. Tineretul a ales să plece psihotare, dar, de fapt, ei nu văd că și la noi este posibilitatea de a face un viitor. Dacă mulți spuneau că nu își pot găsi un post de muncă deoarece nu au studii profesionale, acum au posibilitatea de a merge la cursurile organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, la care pot însuși profesii din diferite categorii profesionale. La momentul înregistrat, 163 de locuri vacante. Cele mai solicitate profesii sunt muncitori calificați și necalificați, cusători, vânzători, croitori, șoferi, lucrători medicali și asistenți personali. Direcția Ocupare Forței de Muncă la nivel național, adică Agenția Națională, face cursuri de formare profesională, adică la mai multe profesii. Sunt la frizier, vânzători, bucătari, chelneri, în domeniul ăsta construcții, placători cu plăci, tencuitori, și adică doritorii care doresc să învețe, să aibă o profesie, pot beneficia de aceste cursuri de formare profesională. Pe parcursul a 10 luni ale anului 2021, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, a lucrat cu 64.761 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, iar 600 de șomeri din toată țara au frecventat cursurile de calificare și recalificare. Dacă la început totul anului erau peste 27.000 de șomeri în țară, acum însă sunt peste 15.000, iar circa 7.500 de persoane au fost angajate în câmpul muncii. La finele lunii octombrie erau valabile circa 11.000 de posturi de muncă vacante.